Deși Casa Națională de Asigurări de Sănătate a introdus noi repere în funcție de care se va semna contractul cadru de asigurări de sănătate, instituția impune o serie de repere obligatorii. Acordarea gratuită a vizelor epidemiologice pentru reintrarea în colectivitate și a adeverințelor medicale pentru preșcolari și elevi. Totodată poți să-ți schimbi medicul de familie mai devreme de o dată la 6 luni. Sunt anumite situații când îți schimbi domiciliu sau ești în arest preventiv sau la încetarea stării respective. Pentru asistența medicală ambulatorie se introduc noi proceduri diagnostice, electromiograma și evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii, precum și tratamentul fracturii amielice fără deplasarea coloanei vertebrale. Până acum nu primeam puncte cum ar veni, nu eram plătiți pentru acest diagnostic. Există facilități și în domeniul stomatologiei în ceea ce privește acordarea asistenței medicale decontate de Casa Națională de Sănătate. Totodată, pentru medicina dentară se prevede că minorilor li se vor putea acorda consultații odată la 6 luni. Vrând nevrând, furnizorii de servicii medicale sunt obligați să accepte condițiile contractuale impuse de Casa de Sănătate. Ai semnat să văd cu ce ai plătit. Cu ce îți plătești salariații, cu ce îți plătești... Este un soi de șantaj. Da. Păi acum câțiva ani, din câte țin minte, nu s-a semnat și s-a mers la București. Și le-au spus destul de clar, domnule, ori semnați, ori vă descurcați fără. Deci nu există... Plus, revenind la suma contractată, deci pe lângă numărul de paturi, contează foarte mult indicele de complexitate a cazului, contează durata medie de spitalizare și aici, deci un tânăr care are un traumatism, da? Îl operezi. Nu poți să spui că, domnule, ce diagnostice să-i pui, să-i inventezi sau, Doamne ferește, să-i faci un indice de complexitate. Deci, tânărul tot timpul va avea un indice de complexitate a cazului foarte scăzut, pentru că se presupune că organismul este puternic și recuperează repede. Vârstnicul este cel care are un ICM mai crescut pentru că sunt bolile secundare, tarele organice care cresc indicele. Managerul Spitalului de Urgență Roman susține că într-un spital nu poate fi previzionat ce fel de pacienți vor fi îngrijiți pe parcursul unei luni. Nu este vina medicului că s-au internat luna asta numai tinereți, să spunem. Și de aici îți scade indicele de complexitate. Cazurile care sunt grave sunt pacienți pe secția de chirurgie care stau și câte o lună de zile. Da, am avut și eu pe ortopedie un pacient cu o fractură deschisă de gambă care a stat o lună și ceva. Deci nu poți să fugărești acel caz acasă dacă nu este bine, pentru că tot înapoi se întoarce și tot pe capul tău stă. Și atunci nu poți să-i spui medicului toată ziua, domnule, vreau un ICM bun, vreau o durată medie scăzută, vreau. Deci trebuie să înțeleagă și ei, dar nu. Și sunt tranșanți. Asta este formula de calcul, după asta noi mergem mai departe. Contractul cadru de sănătate va fi semnat de către reprezentanții Spitalului de Urgență în ziua de 29 iulie, urmând a intra imediat în vigoare. Până acum s-a lucrat pe act adițional la contractul de sănătate semnat în 2015.